De ce spun? El este, auzi? Tu bolnăvior și bolnăvior de cancer, ești cu camera în brațe. Ești ca cei care sunt în... Ca care ăștia care cântă pe scenă, înțelegi, până moare. De exemplu, la noi, Maria Tănase... Deci fii atent, hai să spun da, o chestie. Da. E perec? Da, e perec. Merită. Deci, am trecut, și am și făcut un material pe chestia asta, am trecut pe la mine, pe în comună, pe lângă o țavă care tocmai se spărsese. Deci, al nostru primar a schimbat fața comunei, față de cine era. Aha. Adevărul că avea și ce schimba, știi? Fără prea mare efort. Păi și s-a spart țavă. Bineînțeles, instinctul meu de hăiru, atacă-l, da? A fost așa. După aia a venit... Stai mai așa ca să nu-ți vină soarele în a venit un gând și a zis, bă, tu și așa ești cu un picior în coșciu. Ce căcat mai stai tu să te iei de lume? Cu picior în coșciu? Da. Hai bă, copărșeu, că-l știu și copărșeu, da. Da. Și am zis, băi, deci am ajuns acasă fără mine. Bă, toată noaptea n-am putut să dorm. De ce, cu gândul? M-a ars conștiința. Hai, mă. Bă, cum ești, bă, tu? Și atunci, da, atunci mi-a venit și... Și chestia asta, bă, și cu cancerul mine, cetățene, eu lupt pentru tine. M-am dus imediat, am arătat, bă, tu ca primar faci lucruri efemere? Ai semnat, adică PPR-ul, sau nu știu cum se numesc, plastic de la negru, s-a spart, sărac. Păi tu dacă nici măcar n-ai terminat mandatul și deja s-a spart. Tu ce? Da, dar nu e el vinovat. Nu e el vinovat. Stai puțin, am semnat el? Da, dar nu, acum pe corecte. Și tu dacă erai primar în situația asta, ce făceai? Păi, dar tu nu veghezi. Păi, ce să mai vegheze? Nu. Păi, bă, bune, nu veghezi ce fac ei acolo. Mă, ăștia s-au dat la cafele, mă, polițiști. Da, au și mult de anchetă. Deci, stai să vedem. Oamenii vor să afle mai mult și îi prind, oamenii vor să vorbească, nu? De ce să... De ce să acuzăm ce nu e? Eu zic că tu trăiești până la 80 de ani. Sau 120. Fii atent, atunci vrem să facem un reportaj să zic, bă, Fărne, ți-aduci, mă, aminte când zicea că, a? Bă, dar fii atent, dacă nu te caut. N-ai voie, dacă nu te caut eu. Te bântui. Mă bântui. Și că și la, da. Stai cum era aia, și la mormântul meu să vii cu un pahar de vin, de țuică, sau, dacă scriu pe cruce la tine, mi-a plăcut cel mai mult să filmez, dar să și beau. Că te le beai înainte, acum nu mai... Păi nu, dar știi care e ironia sorții? Făceam glume cu maică-mea. Maică-mea mă știe de un corect, adică niciodată nu i-am promis, bă, nu mai beau și eu, să beau pe ascuns. Și aia mi se pare cea mai josnică chestie. Da. Da, tăticule, terminam treaba, știam că beau pălinca mea, ai văzut, cam și acum așa, așa? Mai ales dacă nu mai beau. Da? Și plăcea, știam că aia mea e sănătoasă, așa, așa? Da, am văzut-o, cu pere, cu preajă. Bă, ce rea de-a face, nu numai de-a bea, bă, băgă, bă, ce rea ne tine. Ce rea de-a face, da, așa, și, da, și într-adevăr, beam, și culmea, Florine, culmea, bă, aici chiar mi-a fost ciudă, pe medicină. Bă, m-a găsit ficatul sănătos. Da? Bă, m-a nebunit, de la prima investigație și era aproape cât naiba să fie. Acum cum ești cu ficatul? Da, cu ficatul sunt pe chei. TGO-uri, TGP-uri, transaminanțele. Și zice că sunt norocos că am ficatul sănătos. Aha. Deci... A, ești norocos că ai ficatul sănătos. Da, așa. Da. Da. Păi, diagnosticul tău, de fapt, care este? Cancer de colon. Ah, cancer de colon. Da. Păi, zic ei, adenom, nu știu de care, adenocarcinom sau... Banal, n-am stat să memorez, că nu-mi face plăcere să citesc prea mult pe actele alea. Da, și... Am luat o catare, am sfatul în fiemă. Vine un nene la noi. De când ne naștere ăsta de nizmene? Vreau să nu spun că am fost politic. Vreau să ne cumpărat aici. Matala, ai recunoscut că ți-a castrat purcei sau ce? Da. Păi mi-a făcut purceaua bine. Eu nu știi că era deșelată de fătații. Ai făcut injecții. Eu nu am găinile, nu am găinile. Ce să le dau? Cuțitul. Deci de parazitare și seleniu. I-am dat, i-am pus de parazitare aia cu picări, curcure și m-au murit toate. Da, seleniu, bagați-le seleniu. Dar de ce îi mor găinile? N-am pe acum uite, azi... acolo că era televiziune, e cel mai bun doctor. Știu, mi-a spus că a fost mai multe cauze, acum nu prea mai știu la părința să știu cam ce boală... Ce boală au. Așa, dar după simptome, dacă mai spuneți ceva, mă mai ajutați? Deci,
o luau aras la fel, deja făceam. A, pe aia și aia e boală virală, aia ne-a ce faci, tu e vaccin făcut. A, nu, ea când l-a cumpărat a zis că dacă mori de vaccin, nu le-a făcut vaccin. Niciodată nu mai mergeți pe mâna asta. Mai bine iei de la vecini, de la ăștia, că așa zic toți, păi, da. Să-i crească prețul. Să vedem mașina, nu? Nu, să vedem, să vedem. Așteptăm poliția, că e acolo. Ai dat, am mai dat, acum, iară. Da, e, hai facem. Da, nu, că a fost, dar s-a oprit și iar, pornește iară. Aha. Da. Deci, tu acum te duci pe data de 2 pe să faci... noiembrie să fac a doua ședință de situ statice. Bă, că chelia mea întreagă... Da, ce ți-a spus că îți va pica părul? Da, mai fac proba așa. A, și? Văd că n-a nimic. A, apropo că am cu părul, mă spălam cu șampon în tinerețe, până studenție, bă, era beleac, și două dușuri, vă zic, făceam. Și mereu te... Da, și se... să cadă părul. Da, știi? da, așa este. Lăsa, și după aia, bă, de crea să mă obsesie, luam cele mai scumpe șampoane. Bă, dacă apărea un căcat care... Așa? Păi și de ce crezi că boala ta de cancer a apărut? De la ce? Păi, na, am înțeles că evoluția e un pic... Eu aveam niște hemoroizi, cerere. Știi? De la hemoroiezi? Deci aveam niște hemoroizi. După aia au mai fost niște simptome, că, de exemplu, eram, dacă mâncam vinete, nu știu ce, după aia dacă făceam câte o beție, în special cu vin, mai eliminam sânge, a, da? Mai făceam niște chestii, da, și păi și tu când ai văzut că eliminai sânge, de ce nu te-ai dus, mă, la doctor? Păi dacă eu i-am găsit explicația științifică... A, tu îi găseai tu? Da, lasă-mă că e dat și să nu știu ce, mai slăbesc așa, am cât aveam, 97 de chile. Și acum cât ai? Păi am văzut 75. 75 pe ce înălțime? Am înțeles, da, ce înălțime? Păi 1,7, aș vrea 1,70, 1,69, 1,68. 1,68 și vârsta, deci, 79. 50, 79, păi mai fac 50. 79, nu știu. Păi toată lumea mă întreabă vârsta lui mama, da, 49. Adică da. Ta? Și dacă da. Mama, deci e diferență, fiate, rotundă. Mama 79, frate s-o 69, eu 49, știi? Da. Tatăl tău când a murit? Când a murit tatăl tău? Cine? Taică tu. Băi, în urmă cu vreo 2016. În anul care am candidat pentru prima dată. Ia, ce le transmiți celor care îți dă boala ta? Da, celor care aveți cancer... Așa cum mi-au transmis și mie alții, da, cred eu că starea de bine, acum știu și eu că în durerile acunte, ce zici, nu te bă cu starea ta de bine, cu nu știu ce. Decât că aș vrea să transmit următoarea chestie, un sfat pe care mi l-a dat fiemea. Fiemea mi-a dat un sfat. Câți ani are fata? Fata 22 acum, dar mi l-a dat sfatul ăsta când avea 17 ani. Sfatul era așa, tati, tu ai văzut Titanicul? Da. Da. Două Titanicuri. Așa. L-am văzut de mai multe ori că-s de la oraș, îmi permit. Așa. Pentru că ea e în Franța și m-am gândit un pic că mă treabă ironic. Adică țărane! Da. Și zic... Ne așteptăm cu chipuliți aici și de-aia. Așa, gata. Și zic... Da, tati, l-am văzut. Ce a făcut orchestra? Că a cântat până la mort. A cântat până s-a scufundat. Da. Vezi, tati, asta trebuie să facem și noi. După, am avut și o stadiu de furie, am plâns, am escaladat, eram disperat, mi-a venit acest sfat. Iată, păi sângele apă nu se face frâne. Deși mă văd rar. Ține de tine? Ține nu prea, tine. Că dacă s-a rupt legătura de mică, așa, știi, ăsta e tata. Dar așa. Mama fetei tale mai trăiește? Sau da, e, na, păi e mai tânără ca mine cu vreo 5 ani. Da, deci are 45 ani. Sper că n-ai supărat-o, să o respecti, că e mama da, copilului tău. Păi, dar am stabilit cu ea, bă, zi, noi nu mai avem nimic de împărțit. Hai să ne, știi? Ia stai să mai mă uită. Și totul a fost ok, da, și după aia mi-a mai trimis tot fiica mea. Mi-a mai trimis un sfat tibetan în care spunea că o schemă, ai probleme în viață, un sfat tibetan, mi l-a trimis tot fie mea. Și că you have a problem in life, tu ai probleme în viață? Nu. Păi dacă n-ai, de ce să fii trist? Păi da. După aia altă asta, pe zis, stai atât că eu am. Dacă ai probleme în viață. Gașca, RSV-ul. RSV-ul, da. Da. Dacă ai probleme în viață. El acum se întâmplă cu poliția, e cu poliția acolo. Așa, cadastru, a trimis poliția. Nu e că era cu cadastru, cu telefon. Așa, și a zis fie mea, da, deci tu ai probleme în viață? Nu, atunci ce să fii trist. Ai probleme în viață? Da. Se pot rezolva? Ia, dă-mi ca să văd dacă filmează, ia. Așa. Filmează-mă. Da. Așa. Se pot rezolva? Da.
dacă se pot rezolva, de ce să fii trist? Păi nu se pot rezolva. Dacă nu se pot rezolva, de ce să fii trist? Și iată, asta ne ajută să ne menținem și moralul, care cred eu, și multă lume a spus că moralul contează foarte mult. Da, mă, n-auzi, deci că poți să te și vindeci. Deci doctorii se uitau la mine și, mamă, ce stadiu ești, 4, aproape, și citeam așa, non-verbal. Adică te și vedea că ești mort. Da, adică, da... Da, zic, doamne, păi, dar dumneavoastră știți ceva, că în medie, analele medicale, o boală de asta în jur, în jur de 3 ani. Cum vezi tu moartea, mă? Păi moartea, sfârșitul unui drum, care e de la început. Dar dacă ar fi fost să ne naștem bătrâni și să murim copii de naștere? Da, cred că era cam același lucru. La fel. Dacă apucăm să ajungem bătrâni. Că se zice că, știi, evoluție și involuție, știi, că la început mănânci și te caci și după aia la sfârșit tot cam așa. Tot așa. Când ajungi în faza aia, percepția, zic eu, asupra durerii numai aceea și asupra, nu mai sunt regretele, încep să apară, încep să te obișnuiești. Crezi în asta cu pomeniri, cu pomeni, cu îmbrăcată negru? Da, chestiile astea sunt tot spre bine celor vii. De ce? Pentru că ei se simt bine, ei își mai alină durerea. Deci cam asta cred eu că este. Și acum, într-adevăr, că o parte din popi, să le spunem așa, că merită... Au profitat. Exact, au dat-o spre profit, au dat-o spre... Tată, nu mai... Ai văzut o popă fără mașină? Bă, eu am văzut. Sau să plece în afară decât unul. Îți arăt, e doctor în teologie. Doctor, operează mori, ăsta... Doctor în teologie, nu. Deci, Florine, chiar aș vrea să-l cunoști pe omul ăla. Ăla e duhovnicul meu. Am înțeles. Bă, un simț al umorului. Deci preot, nu e popă. Păi dacă e doctor în teologie. Dar e preot. Nu e popă. În momentul în care e preot, doctor, cum vrei tu să zici. Da? Și deci are... Deci... Da, dar e meserie. E o meserie care ești la pensie, omule. De acord, aici sunt de acord cu tine. Dă-le sfaturi la oameni care sunt bolnavi. Păi tocmai asta am spus. Moralul contează foarte mult. Atenție, sunt acum sfătuitorii, Doamne. Până acum românii erau conștienți... Foarte, virusologi. Eu sunt medic veterinar, dar am studiat măcar 2 ani, am studiat virusologie. Și luam lecții de la portarul, de la... Bă, ăla nu știe să citească bine abecedarul, dacă dă să citească, respiră greu. Și așa, și venea să-mi dea mie lecții de virusologie. Bă, tăticule, despre ce vorbim? E, acum s-a terminat cu virusologie, de când am cancer, primesc sfaturi pe cancer. Luați, fraților, sfaturi de la medici care pot fi naturiști, și, într-adevăr, au dat rezultate, cunosc oameni care au dus-o cu naturistul foarte bine. Vorbim de medici care sunt pe oncologie, într-adevăr că sunt și magistrați și medici buni. Cele două chestii, nu e niciuna de eliminat, da? Eu, unul, merg și pe naturist, merg și pe tratamentul ăsta. Cam astea ar fi sfaturile mele, pe scurt. Ia camera. Am luat camera. Hai. Să cu amețel și zic să strig la el, știi? Dar cum ai fi strigat că nu mă auză, știi? Bă, zic, hai că mi-e rău, dar norocul meu că am stat pe loc, știi? Dar cum aș eu prost, trebuia să mă pun pe ciuci. În cască, pe ce? Pe ciuci. Ciuci. Da, și așa la noi, în gen, bă, cum să zice la voi că stai pe vine? Nu, să nu stai pe vine. Nu, când stai, te lași jos pe... Te pui jos! Nu, dar cum se cheamă? La nu voi, știu, pe ciuci la voi, la într-altă voi. Parte, pe vine, intra... Și am zis, păi, să mă pun la... El este prietenul meu, doctorul, veterinar. Are o deviză, cetățene, pentru tine, lupt și cu cancerul în mine, băi. Deci, el este bolnăvior de cancer. Avis, cei care sunteți bolnavi de cancer, nu vă speriați de boala asta. Ce mă, te speri de boală? Ce de, mie de moarte mă speri, nu de boală. Și că nu mă sperie moartea, veșnicie ei. Spunea un cineva care pare rău că nu pot să-i spun numele, că nu-l rețin. A, da, să-mi afectat semnul. Da. Nu, trebuie... Dacă ar fi să vorbesc despre mine, că toți doctorii au rămas șocat. Adică, bă, tu ai ce ai, așa. Început de stadiu 4 sau cum au zis ei. Așa. Și tu ai simțul ăsta al umorului, râzi, faci, caterincă. Păi, doamne, dar ce vrei să faci? Păi și-am spus, doamne, dacă aș mai avea o săptămână, două, trei. De trei. O trăiesc, trist? Păi, dar din plin. A, să pușcă căl, că mă doare, asta e, mă doare și iau un Nurofen acum, că fără, nu vreau să fac reclamă, dar mi se pare că la mine... Ce dacă faci? Tu acum iei mereu medicamente? Nu mai iei. Da? Există vreo zi să nu iei medicamente? Nu, Nurofen, asta pe calmant de durere.
ăsta mai. Dar ce, unde te doare pe tine? Partea de jos aici. Bază zis că am apendicită, bază zis că am hernie. Tare? Da, știi cum sunt durerile un pic cam ca ai văzut când mănânci lapte cu bere, să zicem așa. Aha. Te taie o diarie de aia, și senzația aia e, știi, de crampe de alea tumpite, știi, deci crampe de alea de... Dar după ce ai făcut citostaticile, te-ai simțit bine sau e o perioadă... Nu puteam să stau nici pe scaunul mașinii, fără guler de la de dormit, știi? Da? Și când m-am întors, bă, deci cât, așa. A durat perfuzia 3 ore, da? 3 ore, da. Când m-am întors, am uitat să spun, dar prietenul ăsta care era cu mine, mă, ce, tu nu vezi, bă, că nu mai ai aia sub fund? Deci, ceva e, da, totuși, e pe cât o administrație. Păi să le spunem, dragii mei, atât eu cât și el am ajutat și ajutăm persoanele bolnave de cancer, de toate bolile, da? Toate bolile așnițele. Noi nu ne speriem de boli, ne speriem. Am prieteni foarte mulți la Târgu Mureș, mai există și la Brașov, fosta fabrică Nivea, unde sunt două spitale, două clinici, Regina Maria și încă unul, nici nu mai rețin. Am fost pe acolo, sunt cunoscut veteran al lor. Acum, pe tine te cunoști de la Târgu Mureș. Da. Ai văzut cât de greu reușim să găsim locurile pentru a face citostatice, păi da, pentru a face tratamentele. Cred că doctorii de acolo nu mă... pot uita. Și exact, până când și o doctoră s-a oferit să plătească ea. Da, băi, frate, da. M-a împrumutat ea ca să... N-a vrut, aceste... Deci, nu știu, ce-am întâlnit la Târgu Mureș... Adică ne ajutăm, sunt și oameni sufletești. Nu știu, dar dacă ce-am întâlnit acolo, acum am întâlnit deci și... Deci tu ești în ultimul stadiu? Început. Sau început? Da, de la fază 3 pe stadiu 4, început, au început să... Tu ai 4? Către 4. Către 4, de la 3 către 4. Așa, și acum nu știu în ce măsură și doctorul a vrut să mă protejeze, știi? Dar asta, cu doctorii, deci, bă, găsesc doctorițe Târgu Mureș și fiind foarte departe, lăsați că mă duc eu și vă iau analizele. Lăsați că vă dau eu banii și mi-i dați când veniți. Bă, te taie ăsta, am făcut și un TikTok pe chestia asta și așa au aflat prietenii că am cancer. Bă, cum ai cancer, da? Și așa. Și eu tot pus pe șoti, mereu că zicea doctorița săracă. Tu fiind absolvent... Absolvent de facultate de medicină. Doctor inuman. Inuman, da. Veterinară, da. Ai fost... director executiv la televiziunea Etalon. Etalon, da, care până la urmă a da, fost sau... Da, cineva... deci, da, multă lume îmi spune groparul Etalon. Atenție, cine e groparul nu e criminalul. Da. Deci e o diferență. Da, da, dar nu tu ai fost... Am fost în ultima fază a... Etalonului am fost alături de aia, să zic așa. Pentru că tu, de fapt, tu ai reprezentat etalonul când a fost pe lichidare. Da. Până da, acte. Da, da. Deci tu ai fost. Faza de final. Noi când ne plimbam prin studio, da, eram încărcat. Da, să dădea director pe acolo. A, cine? A, păi mai toți... Diamantul. Păi nu te-am pus, nu te-am pus, ia urcă-mă și te țigile. Și tu repede. Aveau aia acolo, da. Si, era diamant, auzi, realizator de emisiuni, director. Bă, zice diamant, ziarist tu. Ziarist tu, l. Nu, e unde o, tu. Păi da. De unde atâta l? Tu. Să facem exces de litere acum. Și tu. Ia mă să vedem. Deci este doctorul cu zâmbetul pe buze. Cam mult stau polițiștii acolo. Sunt cu el la filmări de atâta timp. Ne ducem, zic, de atâta timp ne ducem la filmări împreună. Am fost la multe filmări. Dar îmi place că acum a făcut eu o filmare cu steagurile la Călimărești. Eram în trecere, mergeam la festivalul de umor. Și zic, hai bă să le atrag atenția, că de mult i-am văzut. Și zic, să țâmb la ei după stradă, că nu mai am forță să mai ale. Am văzut, da. Așa, da. Și bineînțeles că cred că m-au recunoscut sau ceva. Așa? Că n-au, e normal. N-au sărit de, la mine, că de obicei, cine ești tu, mă, asta e, mă. Să pot și eu să zic, băi, sunt Gian Harry Flory, mă mai deșteptat. Așa, pe mine m-au invitat, fiind ați de aproape. Așa, și... Mi-a părut bine că am văzut-o pe Coana Jenny. A, mama, deci fii atent, mama este un înger primit, eu cât așa ai, zic. Cât ai fost înfiat mic? La 3 ani. Ia te înfiat la 3 ani, aceeași da, casă, la aceeași creșă am fost împreună. La aceeași creșă, da, da? Acum stând de vorbă că tot la Băicoi. Ne-am găsit foști colegi de cămin. De cămin. Da, amândoi abandonați de mamă. Noi am stat până la 3 ani și 6 luni. Așa se ține acolo, mai mult nu. Păi la ce vârstă te-a luat? La 3 ani. Și 6 luni, spune sigur. Atâta, da, atâta și la mine, tot așa. Detalii, că am fost într-adevăr tot cămin de ceva e. Și noi a trebuit să aducem
respect față de părinții care ne-au crescut și aducem. Clar, da, nu. Deci existența noastră dar se datorează lor, partea de șlefuire și de educație și de nu știu ce se datorează celor care m-au crescut. Da, cea care te-a crescut, Jenny, cu Ana Jenny, fiind profesoară de biologie, și bine, mai țin așa alte ore că mi-a povestit. Ei, cum era pe vremea aia? Agricultură cine, și când erai la școală, cine te ajuta la lecții? Ea? Nu există. Dar cine? Păi mă bătea de mă rupea. Păi zice, da. Zicea, pe cum să dau un copil altuia? Păi vine, dau un alt meu. Că ia. Mă certam mereu. Da. Da. A, nu văd care centură e legat. Da, nu, că nu e vorba de centură, e vorba de încărcare și nu ne interesează pe noi treaba omul dacă are, e încărcat, uite, e umed. Da, dar acum se duce încolo, vezi? Da, el acum apa, el îl vinde, îl ia imediat și îl exploatează, nu vezi? Da. Deci cum să vinzi tu, mă, piatra cu apă în ea? O duci? Păi e, să vadă omul că e proaspătă, dacă se învechește după aceea. Bun, tu ești sub tratament acum cât timp da, vei fi să... Da, sunt după prima ședință de citostatice. Așa. Am mai luat și pastile care, am înțeles că tot citostatice sunt. Așa, cu efectele binecunoscute, ți-e înghețarea mâinilor. Eu care pe vremea asta învățam lumea să stai bă și în gură cât mai mult ca să fii rezistent la iarnă. Ce vârstă ai tu acum? N-am decât 79 are mama. E bine să ai 79. Păi da. N-ai voie să mor până la 79. Mult. Da. Da. N-am decât 59. Și aș recomanda, sincer, acum recomand celor care sunt trecut de 45 de ani să facă control, să așa. Facă da, un control de tip remene, CT, toracic sau ceva, pentru că nu aveam nici cel mai mic indiciu că aș avea ceva, cum de fapt n-au avut indicii nici prietenii mei care m-au știindu-mă pus pe șotii. Așa? Așa, face, băi, Viorele, cu așa ceva nu se face glume, m-au crezut. Da. Zis, bă, am făcut, chiar nu, să am face. Făcut, am făcut o postare cu, nu știu dacă ai văzut, cu perfuzia de la azi, prima ședință de citostatic. Și ăștia așa, ăsta e pus pe șoti. Într-adevăr, cred că mare parte de lume și-a dat seama, stai bă puțin că ăsta nu, chiar nu face glume. Da. Vreo 450 de mesaje, am răspuns la fiecare și așa și m-am bucurat că atât de multe, zic, bă, nu bă, la cât de facem noi numai botoganii ne luăm de ei. Și așa, eu cel puțin, cum îi prind? Bă, și prietenii mei, mama, cu o știi și te-ai văzut cât de mult o iubesc. Da. Bă, când face cât o chestie, asta mi-e genă să mă ia Dumnezeu, nu știu. Bă, ai greșit aici. N-am cum să te laud pe o greșeală. Pentru că atunci lauda mea nu va mai avea nicio valoare pe, pe atunci, pe situația când meriți. Se supără Jenny așa din când în când pe tine. Ai văzut că mă părâi la tine. Da, a zis, mă supără. Când auzi că îți dă numărul, gata, păi și...